Stau la ușă și bat. Într-o familie de oameni credincioși din Scandinavia, tatăl obișnuia ca în fiecare seară să citească din Biblie tuturor celor din casă adunați în jurul mesei. Într-o seară, tatăl deschise cartea și le citi vorbele Mântuitorului. Iată, eu stau la ușă și bat. Auzind acestea, copilul cel mai mic al casei se sculă repede și pe deplin încredințat că așa este precum citise tatăl, se duse la ușă să deschidă. Tatăl îi zise, ce vrei să faci? Copilul răspunse, mă duc să-i deschid domnului, că dacă nu mă duc, el pleacă. Toți ai casei se cutremurară de credința copilului. Așa trebuie să ne grăbim și noi să deschidem ușa inimii noastre celui ce ne spune fără încetare și cu dragoste, iată, eu stau la ușă și bat.